Bine v-am regăsit, prieteni, am revenit în studioul Metropola TV, a plecat Marius Baciu, dar avem un alt invitat, sunt alături de Ionuț Florea și în studioul nostru ne auzim și pe Radio Sport Total FM, dar și pe Metropola TV, este Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori și membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Vorbim despre actualitatea fotbalistică și, evident, este prima întrebare la care m-am gândit. Cum sunt fotbaliștii în momentul de față? Mai au datorii, mai au de primit pe lunile trecute, că în plin campionat cam asta e problema care se discută și știu că telefonul tău e foarte folosit. Cred că ai nevoie de încărcător non-stop. Fotbaliștii datorii au doar din punct de vedere al jocului, dar de primit au. Cluburile au datorii de plătit către jucători. Într-adevăr, este o perioadă în care se revine din vacanțe, Liga 1 este aproape de a începe deja, Liga 2 și Liga 3 de-abia s-au reunit unele echipe, acum încep să apară problemele pentru că apar promisiuni neonorate și sunt jucătorii care o să-și depună probabil la un moment dat memorii că nu pot aștepta la nesfârșit plata salariilor întârziate. Dar trebuie să vină o parte din drepturile TV, nu? La Liga 1, da. La Liga și 1, care urmează să achite niște TV. Datorii din urmă. Cu siguranță. Cu siguranță vor închide niște datorii din urmă. La Liga 1, doar echipele care erau în subsolul clasamentului au probleme cât de cât, dar exact cum ai zis tu, se vor rezolva cu siguranță. La Liga a doua, de-abia s-au reunit acum echipele, nu este încă o perioadă în care se depun foarte multe memorii la Liga a doua. În schimb, este perioada 1-10 iulie în care jucătorii amatori pot solicita încetarea legitimării la cluburile la care sunt. Este doar o singură perioadă pe an, 1-10 iulie, și acum este nebunie. Toți jucătorii de la junior, de când sunt legitimați până la 16 ani, iar jucătorii senior de la 19 ani în sus, pot face această cerere de la 1-10 iulie pentru jucătorii juniori până la 16 ani, de la 7 la 16 ani, să plătește o taxă care este calculată în funcție de câți ani a fost legitimat la clubul de la care pleacă. În schimb, la jucătorii seniori nu se plătește nicio taxă, iar jucătorii seniori pot cere încetarea legitimării și să plece. Știu că erai într-o discuție așa în contradictoriu cu oficialii Federației Române de Fotbal vis-a-vis de modul în care se realizează contractele pentru fotbaliștii români și pentru cei din străinătate. Pentru cei din străinătate procedura este mai simplă, mai rapidă. Pentru fotbaliștii români durează mai mult. Când ajungem și noi la același nivel? Nu știu, sper cât de curând, pentru că, într-adevăr, este o discriminare între jucătorul român și jucătorul străin. Jucătorul străin poate să apeleze la regulamentul FIFA. Ca procedură este cam aceeași. Dai o notificare, dacă ești neplătit mai mult de 60 de zile, dai o notificare clubului, dai 15 zile să-ți plătească toți banii. În cazul în care nu-ți plătește toți banii, jucătorul străin trimite a doua notificare prin care își denunță unilateral contractul și poate să plece să se legitimeze la orice club, fără niciun fel de problemă. În schimb, jucătorul român trimite nu mai trimite a doua notificare, ci după cele 15 zile depune memoriu și trebuie să aștepte până când are o hotărâre definitivă. Această procedură poate dura și până la 3 luni de zile, până când jucătorul este declarat liber, iar jucătorul este obligat să stea în continuare la clubul respectiv. Să sperăm că ne vom alinia cât de curând. Noi am făcut și facem în continuare propuneri către Comitetul Executiv, forul care decide practic schimbările de regulamente, de RSTJF, regulamentul privind statutul și transferul jucătorului de fotbal. Și atunci, ușor, ușor, spre cât de curând să ne adaptăm și să ajungem și noi cu regulamentul din România la același... Dar de ce există opunerea asta? De ce se opun cei din federație, ca să protejeze cluburile? Sau? E foarte greu, da, să iei o decizie care practic schimbă sistemul. Cluburile, în momentul în care au un astfel de caz, se folosesc în continuare de jucătorul respectiv sau folosesc o metodă de șantajare și trimit jucătorul să se antreneze separat. Îl cheamă dimineața pe la 6, pe la seara pe la 9. Îl trimite pe nu știu ce teren, nu îi dau echipament și practic jucătorul la un moment dat se satură și renunță la banii pe care îi mai are de luat și atunci, sau renunță la memoriu pur și simplu și să fie reprimit la echipă. De asta acest sistem în România naște
posibilitatea de a șantaja jucătorul prin diferite metode, ceea ce nu este ok. Și exact cum am zis, sperăm ca în viitorul apropiat să înțeleagă și cei de la Federație și cei de la Ligă. Cei de la Ligă, chiar am avut o discuție cu ei pe tema asta și ei sunt de acord. Rămâne să-i convingem pe cei de la Federație că trebuie schimbat și trebuie adaptat exact cum este regulamentul FIFA, pentru că așa este normal. Dar FIFA nu poate să impună Federației din România să se alinieze la toate aceste FIFA lucruri? FIFA poate impune multe, dar... Ei dau recomandări, mă. Da, ei dau recomandări. Din păcate, ei sunt pe același sistem de vot în România, adică o țară, un singur vot, și atunci, dacă super câțiva votanți, câțiva membri afiliați, s-ar putea să nu mai fi reales la următorul congres. Și atunci preferă să trimite, exact cum ai zis tu, recomandate și să nu impună nimic federațiilor, pentru că altfel federațiile riscă să se supere și să nu mai fi votat. Dar cei de la FIFPRO, de la Sindicatul Internațional al Fotbaliștilor, ce spun de situația asta din România? Chiar ieri am avut o discuție cu unul din juriștii de la FIFPRO. Ei au trimis o adresă către FIFA cu mai multe puncte, cu exact problemele pe care le discutăm acum din regulamentele din România. Așteptăm săptămâna viitoare să avem un răspuns și să sperăm că atunci FIFA va interveni un pic mai agresiv decât a făcut-o până acum și, exact cum am zis, va trebui să schimbăm regulamentele și să le votăm, să le adaptăm exact cum sunt cele de la FIFA. Emilian, există sau exista la nivel european o alarmă referitoare la jucătorii străini să ocolească țara noastră? S-a schimbat ceva? Am mai coborât? Am mai urcat un loc? Cum suntem noi văzuți în continuare prin prisma acestor probleme financiare? Da, știu că era există ridicat. Un document care se updatează anual și care este trimis către toate sindicatele din lume. Și, într-adevăr, suntem la același nivel, aceeași alertă, aveți grijă dacă mergeți acolo, contactați sindicatul, interesați-vă despre cluburile la care vă duceți, sunt probleme mari cu cluburi aflate în insolvență, sunt probleme mari cu cluburi răuplatnice și așa mai departe. Deci, în continuare, în sistemul sindicatelor din lume, suntem... Ne atârnă de gât, da, această etichetă. Da, ne atârnă tinicheaua de gât, din păcate. Dar așa se poate este. Schimba? Adică depinde și de voi să încercați să... Mai diluați această imagine negativă? Se poate schimba în contextul în care avem cluburi sănătoase în Liga 1, cum sunt Sepsi, Faru, Craiova. Sunt multe echipe care plătesc la timp și nu au absolut nicio problemă de ceva ani. Și atunci, dacă toate cluburile vor fi așa, clar se va schimba această alertă și dacă cluburile din România nu vor mai apela la insolvență, dacă se va schimba ceva în cadrul procesului de insolvență și atunci jucătorii, uite de exemplu o inițiativă legislativă care a trecut acum de prima cameră de Parlament vizează ca jucătorii de la echipele aflate în insolvență să fie înscriși la o categorie de salariați, nu cum erau înainte înscriși la chirografare, având în vedere că au contracte civile. Contractele acestea de activitate sportivă sunt considerate niște contracte civile. Și atunci, fiind înscriși la categoria salariaților, au mai multe șanse să primească bani. Sunt și alte modificări pe care noi le propunem și să sperăm că vor trece la un moment dat de Parlament și de Camera Deputaților, care este Camera Decizională, dar trebuie să așteptăm că în România nu se schimbă nimic așa de pe zi pe alta. Din păcate, dacă am putea să schimbăm de pe zi pe alta, ar fi altceva. Dar sunt lupte, sunt procese lungi, e muncă de convingere, trebuie să ai aliați politici ca să poți să faci niște modificări legislative și e foarte greu. Este stipulată și această condiție ca echipele care sunt în insolvență să nu mai promoveze într-un eșalon superior, da, sau da, contravine una deciziilor? Una din propuneri va fi de modificarea legii sportului. Am mai auzit și am mai citit în ziare că încercăm să modificăm legea insolvenței. Nu, e foarte greu să modificăm legea insolvenței. Vom încerca să modificăm legea sportului, iar cluburile aflate în insolvență să nu mai aibă drept de participare în competițiile profesioniste, așa cum este în străinătate. În România, considerată competiție profesionistă în momentul ăsta, este doar Liga 1, pentru că este afiliată la o ligă profesionistă și atunci, conform legii sportului, doar Liga 1 este un campionat profesionist. Și atunci, dacă va ieși această lege, cu siguranță echipele din Liga 2, care sunt în insolvență, nu vor mai avea drept de promovare. Am văzut în ultima perioadă și urmăresc cu foarte mare atenție, chiar am și scris în Plusport, despre foarte multe cazuri
de fotbaliști care au fost descoperiți de Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal, că aveau conturi la pariuri, inclusiv arbitri, dar ne referim la jucători, că aici despre Afan e vorba despre jucători. Există vreo campanie de prevenție? Pentru că sunt unii dintre ei care vin acolo la comisie și spun, doamne, eu nu știam că trebuie să am cont. Și primez niște amenzi de 15.000 de lei, suspendări de 2 luni, 3 luni. Sigur, sunt la prima batere, dar mi se pare o chestie de, cum să spun, de cultură educație. Generală, de educație. Cum poți să nu știi că exact cum aș trece eu pe roșu acum, eu nu știu că dacă trec pe roșu cu mașina, mi se ia carnetul. Da, într-adevăr, am avut o campanie. Sigur că unii dintre ei joacă teatru ca să scape, dar pe de altă parte eu cred că sunt și unii care sunt bătuți în cap, scuză-mă. Am avut o campanie de informare în 2015 împreună cu Federația Română de Fotbal și îmi doresc foarte mult să facem din nou această campanie, pentru că fiind în număr foarte mic angajați la AFAN, e foarte greu să ajungem în toată țara. Gândește că sunt 100 de echipe la Liga a 3-a. Sunt 20 de echipe la Liga a 2-a și 16 la Liga a 1-a. 136 de echipe. Anul ăsta am reușit să vizităm cam toate echipele de la Liga a 1-a. Ne propunem ca până la sfârșitul anului să vizităm și echipele de Liga a 2-a, dar va trebui să facem. Am depus deja un proiect pe fonduri europene să organizăm niște seminarii regionale, pentru că e foarte greu să ajungi la 100 de echipe, n-ai timp fizic, practic, acolo. În toată țara, să umbli cu mașina de la un oraș la altul, de la un sat la sat. Ai văzut în Liga a 2-a, sunt o grămadă sate care au echipă, în Liga a 3-a. În Liga a 3-a. Și la Liga a 2-a. Și la Liga a 2-a, da. Și e foarte dificil să ajungi la toată echipă, să iei fiecare echipe pe rând. Și atunci ne propunem să facem niște seminarii regionale, să aducem echipele din 2 județe, 3 județe, în funcție de ce buget vom avea, și să facem o informare completă legată de pariurile sportive, legate de doping, legate de regulamente, legate de drepturi și obligații, pentru că sunt foarte importante și să sperăm că putem să le comprimăm în așa fel încât să nu-i pierdem pe jucători, pentru că dacă le ții o ședință de jumătate de oră, nu înțeleg trebuie nimic. Trebuie să-i atragi un pic. Exact. Nu înțelegi nimic și nu asimilează nimic. Și atunci trebuie să comprimăm aceste informații să fie simple și să ajungă la fotbal. Știi de ce? Pentru că mă uit la o echipă din Pitești, cred că din Argeș, Real Bradu. Au fost prins vreo 11 jucători și primarul a zis, domnule, eu desfințez echipa. Nu știa dânsul despre ce se întâmplă. Da, știa, nu mai contează, dar numai cu cine să joci, că dacă ea toți sunt suspendați. Din păcate e un flagel greu de controlat și eu le-am atras atenția jucătorilor, uite, de asta ziceam, când am vizitat echipele de Liga 1, le-am explicat că nu au voie să și nu au venit unii să zică, dar ce, domne, că eu joc pe tenis? N-are importanță, n-are Eu știu că n-are importanță, dar cum judecă ei? Nu au voie să parieze, asta e clar. Ca sportiv nu ai voie să pariezi. E și regulamentul FIFA, e și regulamentul Federației care spune foarte clar că un sportiv nu are dreptul să parieze. Și cum au primit vestea asta de la tine? La Liga 1 păreau că știa. Da, la părea Liga 1 știau. Poate că e altceva, da. Păreau că știa. Nu, ne vorbim de Liga 2, Liga 3 acum. Ți-am zis, acum vom avea vizite începând de când începe sezonul, din august până în decembrie. Vom vizita cele 20 de echipe de Liga 2 și ți-am zis, ne propunem. Dar să începem, sper să începem anul ăsta, să primim finanțarea, să facem aceste seminarii regionale, unde să adunăm și echipele de Liga a 3-a, pentru că este și un flagel care feminin, se... Echipele de adică trebuie, da, corect, luate corect, și fotbalul feminin, avem în calcul și fotbalul feminin, numai că trebuie informați, exact cum ai zis tu, poate sunt unii care nu știu și trebuie să știe, pentru că nu ne dorim ca acest fenomen să se dezvolte, pentru că riscăm să nu mai avem o competiție integră la Liga a 3-a și nici la Liga a 2-a și nici la Liga a 1-a, atât timp cât există cazuri de genul ăsta, integritatea competiției poate suferi. Și atunci, dar te sună cineva să-ți povestească despre chestiile astea? Nu știu, un fotbalist. Dom'le, am și eu, am auzit, nu știu ce, cum facem cu pariurile? Sunt interesați. Noi de avem un sistem, se numește Red Button. Este manageriat de cei de la FIFPro în colaborare cu FIFA. Jucătorul român, în momentul în care își are habar și cunoaște sau vrea să raporteze, are informații și vrea să le raporteze. Și e ca o aplicație pe telefon. E ca o aplicație pe telefon, intră acolo, nici nu trebuie să-și dea numele, trebuie doar să dea niște informații și este contactat pe aplicația respectivă de cei de la FIFA.
și de la FIFPro. Mai departe, anchetele le dezvoltă ei, dar și din, în cazul în care trebuie intervenit, va fi sesizată Comisia de Integritate a Federației, care are un ofițer de integritate numit de către cei de la UEFA. Dar din informațiile tale a apăsat cineva pe butonul ăla? De câte am înțeles, au fost câteva informații din România. Nu ajung la noi, da, nu știm cât de adevărate și nu știm care este stadiul acestei informări pe care au primit-o cei de la FIFA și FIFPro. Poate, uite, de la Bradu a venit pe filiera asta, n-avem de unde să știm. Dar a fost sesizată Direcția de Integritate a Federației Române de Fotbal și de acolo a plecat tot. Vorbim despre educație și eu cred că e un lucru foarte important pentru fotbaliști. Contractele au habar de ele, când semnează, îl țin și un duplicat. Știu că e o problemă destul de gravă asta, dar ține tot de educație. Adică poate unii chiar nu știu să semneze un contract sau am mai auzit de cazuri când au zis, domnule, nu ne-au dat banii, păi unde e contractul? Păi știi că nu l-am. În multe situații este și de vină clubul, pentru că clubul nu eliberează exemplarul jucătorului pe motivul că trebuie pe motivul că trebuie înregistrate la federație. Acum înregistrarea contractelor la federație se face mult mai simplu decât se făcea în trecut prin sistemul Football Connect. Uh-huh. E un sistem electronic, trimiți documentele online, primești avizele online, primești un număr de înregistrare și avizele online. În cazul în care îți lipsește ceva, ești atenționat de către cei de la Departamentul Competiției al Federației. Acum nu mai trebuie să te duci la Federație decât să pui vizele pe carnet efectiv, practic. Înainte trebuia să pui vizele și pe transfer și pe contractele procedură noi și mai departe. Da. Acum, din păcate, exact cum spui tu, noi când mergem la federație, cel puțin juriștii care se duc în fiecare miercuri și joi când sunt comisiile, se duc cu vraful de împuterniciri să ridică contractele jucătorilor. Apropo, am auzit că s-a scos dosarul cu șine, nu mai, dar asta da. Zic. Nu, la nu federație e dosarul. Da. Și sunt foarte mulți jucători care nu își iau contractele exact. Cum am spus, unul din motive este că nu îi le dă clubul, altul este că el e neglijent și nu este interesat și nu și-l cere. Și când ajunge în situația de litigiu, trebuie noi să mergem să ridicăm contractele. Să-l iau de la federație în baza împuternicirii primite de la jucători. S-a mai schimbat mentalitatea conducătorilor care aveau în sânge chestia asta să-l păcălească pe fotbalist? Din păcate, nu. Pe ce mă bazez? Pe numărul litigiilor. Hai să vedem câte litigii sunt în ultimii 3 ani, ca să-ți dai seama. Sunt peste 600-700 de litigii la Liga a doua și a treia. Sunt la Liga a întâi, să spunem că 700, asta înseamnă vreo 4-5 în medie de echipă. Îți dai seama. De asta zic că nu s-a schimbat mare lucru. Din păcate, în continuare, mergem pe același sistem, să păcălim jucătorii, să le dăm banii în momentul în care au o hotărâre definitivă la comisie. Merge în continuare pe același principiu. La Liga 1 sunt câteva cluburi care sunt, mi se par, un pic mai altfel decât celelalte. Adică au înțeles că trebuie să plătească la timp jucătorii, au înțeles că asta e o parte a profesionalizării clubului și că vor trebui pe viitor să-și facă un management corect și uite că reușesc. Dar de unde vine chestia asta? S-au uitat în afară? Au fost obligați? Au conștientizat? De unde? Probabil că au luat de afară și probabil că și-au dat seama că nu mai merge altfel. Și probabil că nu-și doresc. Uite, Hagi, de exemplu, nu-și dorește să aibă litigii. Adică, practic, un fost jucător de talia lui, acum n-are rost care să are se complice, ca imagine, nu vrea să aibă de suferit. Și atunci își face un management corect, dă banii la timp, plătește. Poate că nu plătește cel mai bine, dar plătește la timp. Are importanță. Plătește, dar uite, în funcție de cum ai bugetul. Mai sunt niște situații pe la Craiova, au fost cu niște fotbaliști străini plătiți. Mai avem problema asta cu Dinamo. Care Craiova? Craiova lui Mititelu. Da. Mai e problema cu Dinamo, care are interdicție la transferuri, am înțeles. Adică mai sunt situații. Dinamo e o situație foarte grea, pentru că nu sunt bani, sunt în insolvență. Și au probleme din trecut. Nu pot să dai exemplu Dinamo, pentru că Dinamo duce o moștenire în spate și e greu să se descotorosească de ea. Uite că nici planul de reorganizare nu este
aprobat și atunci normal că se duc pe lângă datoriile pe care le au vechi, se duc și tăvăluc și datoriile noi și nici nu poți să faci transferuri și ai tot felul de probleme. Dar sunt cluburi, uite, de exemplu, ca Târgoviște, care a retrogradat. La fel, au datorii către tot, au încercat, au discutat cu ei, au reeșalonat o parte din ei, deci chiar și după reeșalonare nu le-au plătit. Suntem cu memorii la Federație, acum Mioveniu la fel. Sunt cluburi care retrogradează în Liga a 1 și încearcă să scape. Și greu mai fac față, uite-te și tu, dacă luăm o statistică și ne uităm, an de an, cluburile care au retrogradat din Liga 1 au dispărut, practic. Uite, da, pentru că ele întotdeauna s-au bazat pe banii pe care urmau să vină. Da. Dar ei, dacă au retrogradat, n-au mai avut de unde să... Vreau să te întreb ceva, iartă-mă, da, Emilian. Exista o inițiativă sau s-a pus în discuție o inițiativă legată de o comisie care ar vrea ca o parte din banii de televiziune să fie alocați într-un fond doar de salarii. S-a făcut vreun demers în privința aceasta astfel încât măcar să știm că o parte din salarii sunt acoperite de ceea ce vine de la drepturile TV? Știu că s-au ridicat cluburile împotrivă imediat, dar s-a mai făcut vreo presiune? Asta a fost propunerea noastră. Până la urmă s-a înființat o comisie de monitorizare din 3 în 3 luni a situației financiare a cluburilor de Liga 1. Dar, din păcate, cel care se ocupa Pongraț a plecat de la Ligă și a rămas în POM. În momentul ăsta era o comisie mixtă între noi, AFAN-ul și Liga Profesionistă de Fotbal, dar nu am avut nicio ședință. Se pare că nu, deocamdată. Deci nu se dorește, practic. Suntem în continuare la același stadiu de discuții, același stadiu de negocieri, dar această comisie mixtă nu a avut până acum nicio ședință și a trecut deja un an de când am semnat parteneriatul cu Liga. E semnat parteneriatul, dar nu s-a întâmplat practic nimic. Dar n-au putut să desemneze o altă persoană? Așteptăm să desemneze. Se fac recrutări. Daniel, avem și noi CV-uri, măcar pentru binele fotbalului, că nu e pentru noi. Da, sper ca la un moment dat să avem și noi același unul din sistemele europene. Mie îmi place sistemul spaniol, de exemplu, care echipele Prima Ligă trebuie să garanteze la începutul sezonului că au bani să plătească salariile angajaților clubului și a jucătorilor, ceea ce ar fi ideal. Dar în România, nu știu cât de curând se va putea implementa un astfel de sistem, pentru că noi suntem o nație aparte, din păcate, și suntem Balcani și uite-te și tu, toate țările din Balcani cam aceleași probleme le au. Să vă faceți o idee așa, ședințele de la FIFPRO sunt împărțite, pentru că unele sunt probleme pe care le au sindicatele din zona de est, sunt probleme pe care le au sindicatele din zona de vest. Dacă le facem împreună, noi nu avem probleme cu jucători care se droghează, de exemplu, se dopează. În Anglia sunt clinici, sunt jucători, o grămadă de jucători tineri trimiși la clinici de dezintoxicare din cauza alcoolului, din cauza... Dar acolo nu se pune problema că salarii neplătite, nu se pune problema că jucători și antajați trimiși să antreneze separat, nu se pune. Și atunci s-au făcut grupuri, noi suntem cu Bulgaria, noi suntem cu Serbia, suntem cu Muntenegru, cu Macedonia, cam asta este zona în care... Turcia? Da. Trecem un pic și la Liga 2, că asta este tema emisiunii. Au fost două cazuri în ultimile zile de echipe care nu au primit certificarea. Sigur, această certificare se oferă de Federația Română de Fotbal, de Direcția de Licențiere, Administrație de Licențiere. Și o să vă citesc aici, la cazul FC Brașov, 4 rânduri, avem comunicatul și pe ecran. Motivul de refuz, spune Federația Română de Fotbal, este criteriul financiar, însă nu din cauza datoriilor, ci din modul de prezentare a situației financiare. Au fost câteva neclarități, susțin cei de la Brașov, de care Comisia de Licențiere a avut mai multe semne de întrebare, acestea fiind motivul pentru care s-a dat propunere de refuz. Ce înseamnă modul de prezentare a situației financiare? Nu mă pricep pentru că nu ne ocupăm cu licențierea și noi, dar știu că se poate face apel, se poate ajunge și la TAS. Au și spus că vor face și Reșița și Brașov. Da, și atunci
poate în recurs le vor clarifica și vor avea timp să și le pună la punct. Modul sper de prezentare, mă gândesc că n-au spus cât au cheltuit, cât e au ambigu. Făcut. Da. Nu, mă gândesc că trebuia făcut un audit cu o firmă acreditată, nu au făcut probabil auditul sau nu au făcut în termenii și condițiile federației auditul respectiv. Sunt multe. Asta s-a întâmplat la FC Brașov. La Reșița a fost o situație legată de angajații de la copii angajații și juniori. Da, antrenorii. Ce fel de licență au? Că probabil erau unii care nu aveau niciun fel de licență. Mă, dacă nu ai licență la ei, aduci alții din altă parte, că nu ai ce să faci. Adică trebuie umblat aici și eu cred că e o chestie foarte bună. E ușor de zis, dar gândește că să dai afară niște antrenori care au niște contracte pe un an, doi ani de zile, trebuie să plătești. Afară, îi ții antrenor secund sau coordonator. Să-i plătești și atunci trebuie să aduci alții pe care iar trebuie să-i plătești și îți depășești bugetul. Și atunci poate că e mai bine să-i școlarizezi pe unii dintre ei, nu? Sau să te fi gândit până acum să-i școlarizezi. Sau să stai în Liga a treia, să nu mai strici competiția. Da, dar lucrurile astea trebuie impuse, Emilian, că altfel o să ne trezim iară peste 5 ani în această situație. Mă bucur că până acum nu exista niciun criteriu de evaluare. Criteriu de evaluare la Liga a doua. Dar uite că ușor, ușor sper că aceste sisteme de licențiere și pentru Liga a doua și pentru Liga a treia să curețe un pic fotbalul și să apară cluburi sănătoase și să rămână cluburi sănătoase în Liga a doua și Liga a treia. Dar mi-e greu să cred, pentru că în continuare în România se merge pe ideea de a păcăli sistemul, hai să trimite niște documente care de fapt, dacă e să o luăm pe aia bună, sunt doar pe foaie și nu sunt și în situația de fapt. Și pot să trimit că am angajat psiholog la club, dar ăla să nu fi trecut niciodată pe acolo. Nu, dam eu diploma lui Ionuț Florea, o punem acolo. Exact, să mergem în continuare pe sistemul ăsta. Și atât timp cât în continuare îți dorești să păcălești, înseamnă că nu vrei să faci performanță, înseamnă că nu vrei să faci ceva corect și nu ai cum să ajungi la standardele europene pe care ni le dorim noi. Să ajungem înapoi unde fotbalul a fost odată. Să avem o echipă națională care să fie în primele 10 ale lumii. Să avem un campionat care să dea două echipe în Liga Campionilor. Vorbim, parcă mi se pare că vorbim... Să știi că pentru prima oară în ultimii 20 de ani, cred că vom avea o Liga a doua mai stabilă. Mă refer la echipe care au un anumit buget înainte. Gândește-te, anul trecut nu știam ce se întâmplă cu Unirea Constanța, FCSB 2. Acum 2 ani cu Turism Mogurele ce s-a întâmplat, s-a desfințat. Adică au fost situații în care nu s-a terminat campionatul. Gândește-te că ai un campionat anul ăsta cu posibile 8 echipe fără drept de promovare. Asta e adevărat. Și atunci te gândești, iar ne gândim la integritatea competiției, ce se întâmplă? Dar ce se întâmplă dacă 6 din astea 8 ajung în play-off? Da. Adică, eu simt, dar până la urmă trebuie să și impui și niște reguli. Nu poți să le lași așa. Da, clar. Că dacă le-ai lăsat pe astea 8 așa, de fapt ei chiar zice, bă, stai puțin că merge și la anul. Așa, când le impui, ei vor trebui să schimbe de la an la an. Sigur, e o competiție care, din punct de vedere al stabilității financiare, stă mai bine, dar din punct de vedere al evaluărilor din cadrul clubului, nu arată. Crezi că stă mai bine că e an electoral, Daniel? Nu, e posibil, nu cred că are posibil. Ba da, are legătură. Să știi că dacă iei statistic și te uiți, în fiecare, la fiecare 4 ani, competiția de Liga a doua a fost puternică exact pe motive de politice. Da, eu nu mai cred chestia asta. Ce crezi că dacă Dumbrăvița rămâne în primul eșalon, este nu știu ce primar? Eu nu cred. Sau la Tunari? Dar Mioveni nu crezi că e o carte să revină în Liga 1 în an electoral? Argeșiu nu este o carte să revină în Liga 1 în an electoral? Nu, Mioveni, din informațiile mele, partea de la fotbal s-a dus mai mult către handbal. Se pune la o echipă de handbal feminin bună. Și Schumacher, Constantin Schumacher, care e nou antrenor al echipei, am înțeles că nu are ca obiectiv promovare. Înseamnă că domnul Georgescu nu mai e ambiționat. Poate s-a mutat la handbal, din ce știu. Dar handbalul nu e vizibil, nu ți-aduce prea multă simpatie. E adevărat. Cel puțin nivelul de handbal de la Mioveni. Uite, vezi, Ion Georgescu de la Mioveni este un exemplu invers. Că nu vrea în an electoral să promoveze echipa. Da. Dar acum, sigur, mai fiecare exemple, gândește. Mai rare exemple. Dar uite, mă surprinde la Chindia. Practic, exact cum spunea Emilian, a scăpat de un lot, au plecat toți, nu și-au plătit datorii, dar acum au gânduri mari, au pus un nou staff, alți jucători aduși pe alte contracte. Da, va fi greu, va fi greu, pentru că, exact cum am zis, sunt datorii foarte mari de plătit. Ce înseamnă datorii mari? Sute de mii de euro? Sute de mii de euro, da. Gândește că sunt jucători care au plecat și au de luat numai un jucător 60-70 de mii de euro. Deci, va fi greu. Erau 6-7 luni de când nu erau plătiți.
sau tot adunat. Da, vreo 5 luni au avut neplătite la sfârșitul campionatului. S-au adunat foarte mulți bani. Și la Mioveni și aproape unii, la fel. Unii au terminat contracte și nu mai puteai să-i șantajezi să renunțe la bani ca să-i dai drumul jucătorului. Unii au fost jucători care... S-au terminat mulți contractele. Au mai fost puțini jucători care mai aveau încă un an de contract și care au și rămas, de fapt, acolo și care au fost dispuși să mai renunțe la niște bani, să-i mai eșaloneze, să mai... Și atunci ai o datorie mare din urmă pe care trebuie să o plătești. Nu mai ai drepturile TV, o sursă importantă de venit, și atunci trebuie să te bazezi pe banii primiți probabil de la Consiliul Local Județean, primărie, nu știu cine sponsorizează și cine alocă banii în județul Dâmbovița, că ei sunt în Dâmbovița, nu? Așa? Consiliul Local, probabil, da. Și trebuie să aduci sponsori ca să poți să... Poate vând un stadion, ca au două, nu le mai trebuie. Măcar să-l închirieze, să joace acolo niște echipe. Înțeles că a plouat acum și era apa foarte mare. Așa arăta, am văzut niște poze în presă, da. Vezi că în Premier League, din ce știu eu, echipele care retrogradează primesc niște bani. Primesc în continuare de la Liga 1, da. Dar exact, de la prima nu poți ligă. Să compari veniturile produse de Premier League da, cu veniturile produse aici. De Liga. E vorba de procent, dar acolo poți să împarți 2 miliarde și la niște sărmani care au retrogradat. Aici ce să împarți? Că ai 28 de milioane pe care nu ajung. Se vor face 30 milioane. Se vor face 30. Dacă ar fi dat câte 100 la fiecare retrogradată, să-și mai acopere. Exact, să supraviețuiască. Trebuie gândit un sistem, că nu poți da așa banii. Da, dar s-a discutat la un moment dat, dar nu s-a aprobat din ce știu eu, ca o parte din banii de la Liga 1, 1%, să meargă la Liga 2. Da, a vrut Burleanu, Răzvan Burleanu a vrut și a făcut o propunere. E modelul german acolo. 5% din drepturile TV de la Liga 1 să ducă către Liga 2. Asta ar fi însemnat din 30 de milioane, vreo 1,5 milioane, nu? Da, cam așa. 1,5 milioane pentru Liga 2. 1,5 milioane pentru Liga 2, plus că mai ai și drepturile TV, că mai sunt drepturile TV pentru transmitere. Deci se duc undeva 2,5 milioane la Liga 2, nu e o sumă. Da, vezi că asta e o mentalitate sănătoasă, pentru că în Germania se gândesc, bă, dacă avem un campionat puternic la Liga 2, sunt jucători, îi luăm și noi la Liga 1. Adică gândesc Liga 2 mereu a fost o pepinieră pentru Liga 1. Sunt jucători tineri care se formează la Liga 2 și fac jocurile acolo și prind experiență și atunci pot fi eligibili fără nicio problemă pentru echipele de Liga 1. E bine totuși că și acolo este o regulă, pentru că dacă n-ar fi regula cu doi jucători, cred că și Liga 2 ar fi plină de străini, Emilian. Cu siguranță. Și atunci nu ne mai folosim nici la națională, nu mai aducem nici din... Da. La Liga 1. Apropo de națională, cum vezi expresia asta? Pe mine m-a amuzat foarte tare când aș dune, dacă nu era regula Under 21, aveam rezultate mai bune la tineret. Eu cred că aveam rezultate și mai proaste dacă nu era regula Under 21. Da, și mai proaste, da. Dar nu știu dacă mai bune. Acum, nu, mai bune n-aveai cum. Eu cred că a fost... Regula asta Under 21 ajută și n-ajută. Eu cred că ar trebui gândit un sistem să intervină de la copii și junior, pentru că acolo este problema, pentru că nu se face o instruire corectă a jucătorilor, nu avem carențe de... Și ăștia care vin din străinătate tot cu problemele astea vin, că de-aia vin în România. Da, da. Altfel se duceau în Germania. Păi asta zic, noi luăm jucători de la echipe, de la țări care n-au nicio... Madagascar, Africa de Sud. N-au nicio valoare în fotbalul mondial. E unul din Madagascar la Dinamo acum. De asta zic că trebuie intervenit la copii și junior, trebuie făcut un sistem. Ăsta, sistemul de certificare pe care îl face federația în momentul ăsta, este bun, dar... Trebuie năsprit și trebuie făcut ca lumea, trebuie verificat, trebuie, pentru că, exact cum am zis, sunt foarte multe cluburi care păcălesc sistemul prin diferite tertipuri și atunci, dacă ai o certificare corectă la nivel de copii și juniori, dacă dai drumul la junior să plece de la echipe și nu-i ție acolo, pentru că știm foarte bine că există niște reguli absurde în România. La 16 ani ești obligat să semnezi un contract pe 800 de lei, iar la 19 ani din nou ești obligat, dacă clubul îți propune, să semnezi un contract la Liga 3 pe 1000 de lei, la Liga a 2 pe 1500 și la Liga 1 pe 2500 de lei. Și practic jucătorii valoroși, uite, îți dau un exemplu, băiatul tău, de exemplu, e foarte talentat, da? S-a dus la clubul X. Da. La 16 ani, clubul X nu are echipă de seniori. Dar el îi propune contract de 16 ani. El e obligat să semneze, că dacă nu îl suspendă. Deci nu poate să plece în altă parte. Nu poate să plece în altă parte. Și îl vrea Craiova, de exemplu. Da? Un exemplu că au un centru de copii și junior foarte bun. Da? El nu poate să plece, rămâne acolo și se antrenează pe un sintetic de 20 pe 40 pe 20. Da?
cum se dezvoltă el față de un jucător care este la Craiova și are toate condițiile. Are medicamentație, are nutriție, are hrană, tot ce îi trebuie acolo și are condiții, face pe teren de iarbă, face cu personal instruit ca lumea, cu antrenori, cu licență pro. Cum se dezvoltă un junior care face antrenament cu un antrenor cu licență B în continuare pe un teren de 40x20 sintetic și cum se dezvoltă un jucător care pleacă la un club care poate să-i ofere exact ce am zis mai devreme. La asta trebuie gândit și trebuie din nou luat regulamentul și modificat. Noi ne chinuim de ani de zile să abolim, că până la urmă ăsta e un sclavism. Ăsta e termenul. Da, să abolim această regulă de obligarea jucătorilor să semneze contracte la 16 și la 19 ani. Replica cluburilor vine și spune: domnule, păi dacă mie mi se ia asta și eu pierd jucătorii, eu pierd o grămadă de bani. Pierd banii, că eu după aia, dacă nu l-am sub contract, nu pot să negociez pentru el să iau bani. Păi da, dar tu, odată, iei niște bani în momentul în care jucătorul a plecat de la tine cu regula asta, cu încetarea leștimării până la 16 ani. Iei niște bani că iei pe instruire. 350, 400, 500 sunt acum taxele de instruire a jucătorilor la grilă club. Asta, nu? Grilă. După care, dacă jucătorul schimbă statutul, iei compensație de formare, care este contribuția ta pe care ai avut-o la... Eu știu că Nicușor Stanciu s-a tot transferat de la echipele astea, a luat ambalii, după care mai e și solidaritatea. În momentul în care un jucător semnează un contract afară, ai 5% din suma de transfer care se împarte între cluburile care au contribuit la formarea lui. Că ai avut 3 ani, suma respectivă de 5% îți vine procentual cât ai contribuit la formare. Deci, practic, ai 4 surse de venit dintr-un jucător și tot zici că dacă nu dispare regula asta... Vor să-l repede să ia bani. Da, nu, ei vor să-l țină acolo și să ceară și 100.000 de euro. Se facă și un contract pe 5 ani, dacă se poate. Exact, exact. Nu se mai poate așa, că altfel, de asta fotbalul nu se mai dezvoltă acum. Copiii și juniorii, la 16 ani, avem N exemple de jucători care s-au lăsat de fotbal din cauza acestei reguli. Și au zis: domnule, eu nu vreau să semnez contractul, părintele a zis: bă, du-te la școală, nu mai sta la așa. Să pierzi timp. Să pierzi timpul și atunci a renunțat la fotbal. Și jucători talentați. Sunt mulți jucători. Sunt mulți jucători în situația asta. Spune-mi, am văzut acum în Premier League, când am mai semnat Modric și am mai avut noi o discuție pe tema asta. Ăștia semnează pe 7 ani, pe 9 ani, pe 8 ani jumate. Explică-ne și nouă care e un sistem situația. În Anglia care garantează venitul jucătorului fără niciun fel de problemă. În România ei au pe lângă regulamentul FIFA care nu îți permite decât 5 ani de zile să semnezi, ei au un contract colectiv la nivel de Liga 1. Contract colectiv de Premier League, de Premier League, care este agreat și semnat între Premier League, sindicat și federație. Federația engleză. Engleză, dar nu e recunoscută de UEFA și de FIFA. Nu, ei au sistemul lor intern. Am înțeles. Nu, da, dacă ești un copil, la nivel de... Dacă ești un copil, nu știu, să semnezi pe 9 ani, la noi toți vor pe 5 ani când e unul tânăr. Ah, corect. La ai semnat pe 9 ani, ți-ai semnat sentință. Mudric a semnat la Chelsea pe 8 ani și jumătate. Da, da, da. Ți-am zis, este un sistem și este un... Are legătură cu este un contract colectiv. Are și legătură cu fair play financiar. De ce? Pentru că au un sistem în care trebuie să dovedească exact ce ți-am zis, că pot plăti bonitate, banii, că au bonitate și că pot plăti banii pe salariile respectivului jucător. Sunt multe aspecte pe care trebuie să ții cont în momentul în care dai drumul la o astfel de regulă. Eu am înțeles că fair play-ul ăsta ajută cluburile să fenteze fair play-ul financiar, în sensul că au dat o sumă, 100 de milioane. Suma aia nu se calculează în primul an, se calculează pe cei 9 ani. Da. E ca o amortizare, ca la o firmă. Sunt mai multe aspecte de care ți-am zis trebuie ținut cont și trebuie știu, ca cineva să vină... Nu pe 9 ani cu cineva. Depinde ce depinde. Scrie și un contract, Daniel, de acolo. Acum, dacă te duci la Chelsea, s-ar duce băiatul tău la Chelsea, nu l-ai lăsat să semneze, eu l-aș lăsa pe 15 ani la Chelsea să semneze. Pe cuvântul meu. Păi gândește-te ce... Stabilitate financiară acolo. De ce istorie are Anglia în fotbal? Ce probleme financiare au avut ei vreodată în Anglia? De ani de zile. De 100 de ani a fost... Sindicatul a sărbătorit 100 de ani acum un an. Sindicatul. 100 de ani de... Dar care este ideea clubului? Să l-agațe pe jucător să stea mai mult la el? Fiind tânăr? Adică de ce să faci pe 9 ani și nu pe 5 ani? Nu știu, mă gândesc, nu am... Că am văzut la mai mulți jucători. Nu am idee, nu sunt manager și... La noi e maximul 5 ani, nu poți să faci. Maximul 5 ani, da. În România, maximul 5 ani poți să faci. A mai făcut cineva 5 plus 2, am văzut, sau 2 plus 5.
Bine, nu e legal. Nu e legal, bineînțeles că nu e legal. Da. Dar vezi că cei care au făcut așa, din păcate, pentru ei, introducându-se acum pe 15 februarie contractul cadru, dacă aveai un contract semnat și neînregistrat înainte de contractul cadru de 15 februarie, trebuie să-l chem pe jucător, să semneze nouul contract ca să nu-l datezi, ca să-l ai, să-l înregistrezi ulterior. Dacă vii cu contractul vechi, acum nu mai ai ce să faci. Și o curiozitate. E clar că această asociație pe care tu o conduci este o adevărată bestianera pentru conducătorii din Liga 1. Și aș vrea să te întreb, există posibilitatea ca această asociație să atragă fonduri din alte părți astfel încât să vă dezvoltați și informarea pe care voi o vreți să fie clară la nivelul întregului fotbal românesc să ajungă mai rapid? Adică vă puteți dezvolta asta să faceți să bine fotbalul românesc? Bineînțeles că încercăm să ne dezvoltăm. Acum sunt, din păcate, Daniel știe că a lucrat la noi, la AFAN, pe un proiect. Am reușit în trecut să atragem niște fonduri europene, să dezvoltăm niște platforme online. Pentru reconversie profesională. Din păcate, birocrația din România ne-a împiedicat până în momentul ăsta să facem din nou, să aplicăm pentru noi proiecte. S-a deblocat acum, au venit o parte special, o parte din banii de la Comisia Europeană au venit special pentru sindicate și din nou vom avea posibilitatea anul ăsta, probabil la anul vom primi din nou fonduri europene și ne putem dezvolta exact cum ți-am zis. Vreau să fac o consolidare instituțională, vreau să fac o digitalizare a tot ce avem în birou, pentru că avem stive de dosare, deci nu exagerez, stive de dosare, sunt mii de dosare. Chiar unde le țineți pe toate? Sunt în birouri pe acolo, puse în dulapuri. Vă trebuie un depozit. Da, va trebui duse la depozit, de asta zic. Vreau să fac în primul rând această digitalizare, ca tot ce să fac pe o platformă în care să am acces, dacă dau numele jucătorului să-mi apară tot ce a avut cu noi, tot ce a făcut cu noi, la fel cu cluburile, să am o situație, va fi făcută în momentul în care vor fi scanate toate documentele de acolo. Mai departe, vreau să fac aceste seminarii în țară, legate de ce am discutat mai devreme, de pariuri, de doping, de drepturi și obligații, de semnarea contractelor și așa mai departe. Să sperăm că, exact ce am zis, proiectele vor fi aprobate. Ele sunt scrise, sper să fie scrise ok, să n-am probleme din punctul ăsta de vedere, dar să sperăm că vor fi deblocați acești bani și vor veni către noi. Și mai am o curiozitate, iartă-mă dacă îmi permiți, după ce fotbalistul, pentru că asociația este a fotbaliștilor și... E sindicatul fotbaliștilor, exact. Toată lumea ne confundă asociație, nu suntem asociație, suntem sindicat. Atunci să schimbăm AU din denumire. Eu așa am moștenit-o, da, toată lumea zice Asociația Fotbaliștilor. Este denumirea sindicatului, okay. Dar este... După ce fotbalistul își termine activitatea, mai sunt cazuri de foști fotbaliști care vor fi deveniți să apeleze la voi să rămână în industrie, să bineînțeles. Mai puteți susține și bineînțeles, ulterior? Bineînțeles, mai departe devin majoritatea, devin antrenori, devin conducători. Deci toți se vor lovi de voi în continuare. Tot la noi vin, în continuare, da. Majoritatea care sunt antrenori, avem memorii cu jucători în perioada de când erau jucători, acum avem memorii cu ei. Deci nu există un sindicat pentru antrenori. Categoria aceasta intră la voi. Din păcate, au fost vreo două tentative de organizare a unui sindicat pentru antrenori și au eșuat. N-am înțeles de ce. Eu am documentele și acum am documentele la birou. Aveau că am încercat vostru, să. Da, bineînțeles. În continuare au sprijinul nostru. Oricine își dorește să facă acest sindicat al antrenorilor, va avea loc la noi în birou acolo. Îi vom băga în structura noastră organizatorică și putem... Cu siguranță vor fi, Daniel, nu? E plin. Da. O ultimă întrebare, Emilian Hlubei, înainte de finalul celei de-a doua părți. Ce îți dorești tu foarte mult să se voteze în comitetul executiv și nu găsești sprijin așa și ai o frustrare? Bă, uite, vreau să schimb treaba asta și nu pot, că nu mă ajută nimeni. Dincolo de ce am vorbit de transferuri. Dacă vorbim doar de comitetul executiv, nu pot să fac referire la modificarea legei insolvenței și alea nu are treabă. Dar, în schimb, îmi doresc foarte mult să schimbe regula Under 16, Under 19, asta, prin care jucătorii, ce am vorbit așa, și îmi doresc foarte mult ca jucătorii să aibă aceleași drepturi ca străinii în cazul în care denunță unilateral contractul, exact ce am vorbit mai devreme la începutul emisiunii. Lucrurile astea te luți de câțiva ani. De lucrurile astea. Astea două, dacă se rezolvă, practic regulamentele noastre sunt în concordanță cu regulamentele FIFA. Și atunci activitatea noastră va fi mai simplă și
Al treilea lucru cu care mi l-aș dori e să nu mai există întârzieri salariale, dar asta cred că nu depinde de noi. Da. Și nici de comitetul executiv. Mulțumesc mult, Emilian Hulubei. Aceasta a fost și a doua parte a emisiunii Sport Arena de weekend la Metropola TV și Radio Sport Total FM. O scurtă pauză, mă întorc alături de Ionuț Florea să vorbim despre actualitatea din eșalonul secund. Rămâneți aproape! We'll be right back.